special, Yannis Chele, are numai 11 ani, dar deține deja două recorduri naționale pentru rezolvarea cubului Rubik. Anul acesta a adus României 12 medalii de la competițiile de profil desfășurate, printre altele în Belgia, Polonia, Italia și Estonia. Și-a descoperit pasiunea pentru cuburi la final de 2019, când a primit unul cadou de la bunica lui. S-a antrenat cu entuziasm, iar acum a ajuns să rezolve un cub Rubik 3x3 în mai puțin de atenție, 8 secunde. Yannis Chele e aici în această seară cu noi. Bună, Yannis! Bună! Ce faci? Bine, sunt bine în seara asta foarte frumoasă și vreau să le urez tuturor românilor un la mulți ani foarte frumos și eu sunt foarte mândru să fiu român, mai ales în ziua de azi. Eu mă bucur foarte mult că ești alături de noi. Ai și un tricou foarte simpatic, cu un cub special. Da, mersi. Eu nu înțeleg nimic. Bună, Yannis, explică-mi cum faci tu cubul Rubik. Cum te-ai apropiat de povestea asta? Cum ai învățat, cum a devenit pasiune pentru tine și de ce ai venit cu ghiozdan? Sufletul acestei povești începe, de fapt, mult mai devreme. Nu mi-amintesc 100%, dar era în 2016, cred. Ok, eram la 5 ani de atunci, da? Da. Am avut, cred că, două cuburi atunci și nu știu ce am făcut cu ele, dar le-am pierdut. Mă enerva foarte tare, nu reușeam să le rezolv. Și apoi am primit al treilea cub în septembrie 2019, de ziua mea. De la bunica? Da. Nu prea îi dădeam interes, pur și simplu îl aveam acolo pe birou și ziceam că într-o zi am să-l rezolv. Am descoperit o aplicație specială care te ajută să-l rezolv, dar mi-am zis că nu e destul, trebuie să învăț eu pur și simplu să-l rezolv. Din ok, deci e o șmecherie, mea. Da? Tu trebuie să... E un algoritm acolo în spate, nu e așa, da, că învârt culorile și... Hai să ne arăți puțin ce cuburi ai cu tine. Sigur. Eu o să spun un secret. Asta e, mă fac de râs în fața națiunii, în vorba aceea n-ar fi prima dată. Nu am reușit niciodată să fac un cub Rubik. Crezi că reușești să mă înveți în seara asta? Este mai ușor decât ați crede, dar mai greu decât foarte ușor. Ok, ne-ai încurcat de tot. Hai să vedem un exemplu. David, suntem cu ochii pe el, încercăm să învățăm. E o problemă dacă nu reușim. El e foarte tare că poate face asta. Am să vă arăt în seara asta mai multe cuburi, dar am să încep cu cel mai popular, cubul Rubik 3x3x3. Ok. Uite, cred că mă descurc să stric. Cât de tare trebuie să-l stric? Cât de tare doriți. Mă ajuți? Hai să stricăm jucăriile. Tu stricai jucării când erai mic? Și mai mic de atât. Păi dacă eram mic, normal, că nu înțelegeam ceea ce făceam. Hai să-l amestecăm bine, bine, bine. În câte secunde crezi tu că reușește să-l rezolve? Pe după cum ați zis, vreo 8, dar sper că mai... Poate facem acum un record. Facem un record? Ai cronometru cumva? Da. Ai unul special? Da. Stric mai rău de atât? Uite așa. E suficient de stricat. Mi-am zis că e suficient. Crezi că e suficient de stricat? Așa, la o privire. Da. Ok. Îți pornești tu singur cronometru sau mă înveți? Îl pornești tu? Pot să-l pornesc eu, da. Zi-mi mie cum fac. Puneți mâinile pe suprafațele astea două, ambele mâini. Doamne, și asta e complicat. Așa. Țineți apăsat până când se aprinde lumina și atât. Apoi când termin să opriți. Când termin trebuie doar să ridic mâinile? Da. Ok. Pe locuri. Ce ai zis, după verde? După verde să lăsați mâinile ca să pornească. Gata, a pornit! Pro 15 secunde. Ți l-am încurcat? Cam da. Bun. Cum se face, de fapt? Ce trebuie să știi atunci când te apuci de acel cub? Mulți algoritmi, puțină intuitivitate să construiești cum vine un plus, așa, plusul alb, de obicei, de cele mai multe ori. Apoi construiți colțurile ca să aveți un strat. Apoi fixați centrele cu... astea sunt muchiile. Ok. Să fie ceva de genul așa. Apoi faceți, rezolvați pe rând fiecare muchie să se potrivească între cele două centre. M-ai încurcat de tot. Nu mai țin minte de la pasul 2 încolo, dar mai repetăm. David,
Tu ai niște proiecte foarte tari pentru perioada următoare. Îmi povestești puțin despre ele? Am văzut puțin din videoclipul acela. Hai zi mai întâi, cum te-ai gândit tu să faci un videoclip cu o piesă cântată în limba engleză în care să vorbești despre frumusețile României? Pe România e